Echinocțiu de primăvară care în acest an are o amprentă foarte interesantă și anume timp de un an de zile Capricornul va trece prin niște schimbări mari din punct de vedere financiar. Schimbări care țin și de valorile tale, dar vezi că sunt acele valori vechi, da? valori, nu știu, poate care sunt de mult timp, valori cu care tu ai crescut da? în casă, în familie. Și, de asemenea, foarte mulți capricorni e posibil să vă apucați să investiți bani anul acesta într-o casă sau să investiți bani uh, pentru a rezolva o chestiune legată de moșteniri, da, posibil și așa ceva unii e posibil da să săpați bine anul acesta și să vă descoperiți un talent frumos, indiferent de vârsta pe care o ai și pe care să îl monetizezi, să faci ceva.